Bă băieți, înainte să începem acest episod, vreau să vă spun de site-ul Eneba, unde puteți găsi jocuri pe toate platformele super, super ieftine. Puteți intra pe linkul din descriere pentru a primi un euro gratis la prima achiziție sau puteți folosi codul Raul2K pentru o reducere de 3%. Hai să trecem la episod! Salutare bă băieți, bine v-am găsit la un episod de CSGO Overwatch alături de prietenul nostru drag Burberry, Radu4K. Zici tu, manule, ce auții tai pe tine? Blackberry, I'm full of Blackberry, dar voi nu trebuie să vă luați Blackberry. Blackberry, cu aia Burberry zicea ăla, nu Blackberry, în foii mei. Nu știu, frate, eu sunt Blackberry. Ești Blackberry, ia? Yeah? Băi, cu aia. Ce pune episod. Băi, ce ratate. Băi, gata. Bă, fraților, dați și voi acolo, să facem 1000 de like-uri la acest episod. Nu uitați, dați acolo un subscribe și la Radu4K, aveți canalul lui și TikTok-ul lui în descriere și aveți și TikTok-ul meu. Eu numai la videoclipurile pe care le filmez cu tine pun TikTok-ul, în alte videouri, uite, de tot de TikTok-ul ăla. Bă, fraților, hai să vedem dacă au mai dispărut codații sau nu din Overwatch. Asigurat o să ai TikTok-uri de pus. Aia zic, o să pun la TikTok-uri, băieți, aveți acolo TikTok-ul meu în descriere. Mamă, eu intru pe Crosshair Generator, băieți, aici se desfășoară Overwatch-ul de astăzi. Aici se desfășoară Overwatch-ul de azi, băieți. Mamă, Insertion 2, a apărut harta nouă? Ce dracu e asta, mă? Sau eu odată cu operații? Să mor, de știu? Office de mai buget, nu știu. Da, aia zic, office de săraci, cu aia, să mor. Să mor, am primit mesaje pe WhatsApp, băieți, bă, dar Burberry ăsta nu prea joacă, hai să-i dăm aici un skip the... We skip this because I don't want to să lungesc episodul prea mult. Băi, cu aia, are mare cod ăsta, cu aia, are rupe codul în două, bă, Radule. Am văzut. Are un bunny hub script de... Mamă, dar vreau și eu să joc pe harta asta, să mor de nu... Deci după overul acesta, Radule, cred că ne băgăm la compe pe harta asta, să mor. Nu vin. Nu vii? Cu aia, uite-i cu stație de tren. Bă, dar ce faci? Hai să dăm skip în prima rundă, băieți. Dar nu știu ce dracu e cu harta asta. Uite-te că sunt o plecat de pe aici, nebun. Vă, drecu. Hai să dăm, bă, băieți, ce face Burberry ăsta nostru. Cred că-și bagă spi... Aloli, de hostage. Vezi că e de hostage asta. What the fuck? Erau într-un garaj cu... Da, da, da. Nu. Erau genialat elicopterul. Las că știu șmecherile astea. Erau pe CS16. Salut, clip ăsta. Crede să se uite mâine la Radu4K pe canal și nu o să vadă clipul. Ești nebun la cap. De la Raul2K. De la Raul2K clip. Ești nebun. Bă, mamă, vezi că știe și scheme. Am învățat harta. Ești nebun la cap. A, n-are mă cod, băieți, e legit, e legit, am învățat harta, băieți, e legit omul, frate, mamă, ce, bă, dar chiar la chestiile astea, așa trăgea și Jaxi la turnament, așa trăgea și Jaxi acolo în competițiile lui, băieți, ia uitați-vă, mamă, să-mi bat picioarele, bă, dar nicio treabă n-are omul meu, frate. Octopus. N-are mă, băieți, am învățat harta bine, sunt nebun, știe de unde să le ia pic. Acum tu aștept să-i dai și tu 5 steluțe acolo, 5 dau bife. Dar cred că sunt 4 bife, coaie, ce 5 bife? 5 bife care? Că-i... Îi dai de griffing de 2 ori, că ești tu un flash. Da, mă, îi dau puii mei de griffing, mai fac o dată overwatch și mai dau o dată de griffing. Ah, stați-a, bă, băieți, se pare că griffează, băieți, și-a luat scout. Păi da, mă, dar dacă dai vot aiurea, după aia nu-ți mai apară overwatch-uri multe, știai, nu? Aia, nu știam. Ba, dacă dai gen la Caterinca și nu, de exemplu, dacă are cod și tu îi dai că n-are și și-a ban mai târziu, sau dacă îi dai că nu, că are cod și el nu are, nu o să-ți mai apară overwatch-uri așa de multe, o să-i apară unul pe zi, cred. Ăsta n-are, mă, i-a antrenat, nu vezi da, că știu. Da, l-a antrenat Jaxi, ești nebun la cap. De fapt, ăsta l-antrenează pe Jaxi, ești nebun. De-aia știe Jaxi să joace așa bine. Dar asta ce face? Ia, a tras jumătate de rundă în ăla din perete. Am înțeles, hai să dăm skip la asta, bă, băieți, n-are rost. Ăsta este un Burberry cu cod, să-mi bat picioarele. Deci următorul lucru pe care îl fac după ce ies de pe, după ce închei video, o să pun numele la contul meu Burberry și o să-mi pun poză cu ăla cu îmbrăcat în full Burberry like cap coadă. Bă, când ai făcut tu, mă, MG? Fătu-te în gură de slab. De mult, băi, tată. Băi, tată. N-am mai jucat, că mi-e frică să-l pierd. Mam, las că te boostez eu cu codul. Băgam acum Unity-ul și intrăm. O să ajung bankrupt din vina ta. Mă ajungi bankrupt. Hai, bă, fraților, să așteptăm următorul Overwatch. Băi, ce rată. Ce cânti acolo, Radule? Ia spune și nou un interviu așa, ca de presă. Nimic. Nimic? Bine, fratiu.
Fratiu. Cântam distrecul lui Raul de Cadari, remixul nu ăla. Remixul original de căcat. Ha, da mă, mersi. Și remixul ce aveam plus, coaie? Niște bas, coaie, ăla-i remix, ești de bun. O pus păi basul face tot, mi-a explodat toba la Logan cu basul ăla. Da, coaie, ești de bun, că vezi că suntem pe infern, dacă are ăsta spin, eu îmi dau cuit la viață. Ah, n-are spin, bă, băieți, ce... N-are. Ce-și? Bă, au dispărut codații de pe ce este. Hai că a dispărut, dacă ăsta are codații, care... Stați, eu zic să-i dai pauză, să-i dai report și să... Na. Ce? Da, uite-l pe Frog ăla. Da, la Frog s-a enervat rău de tot, joacă la... A, hai că nu-i HV, așa au toți 5 spin de la aici, nebun la cap. Ia fi uite, ai prins un Overwatch pe serverul am tău. Am prins un Overwatch pe serverul meu, de ce se... A, n-are mă, n-are cod, e legit, l-a antrenat Jaxi, băieți, l-a antrenat Jaxi, fii să-i... Mă, l-a antrenat Jaxi, băieți. Da, tu observi că ăsta nici măcar nu are anti-aim, nu are spin-ul activat și îi rupe pe aia. Stai că chiar sunt curios în meciul ăsta cine câștigă, dar e runda asta, oricum după runda asta îi dau skip, dar... Chiar super curios cine naiba câștigă, că ăsta n-are spin, nici nebun la cap, ăsta joacă cu... Unity, cred că, băieți. Uite, a, hai că nu câștigă, dacă e. Și-a luat mare cap. Bă, ești prost! Băi, rupe pe aia și iau tot spin, ești nebun la cap. Vezi că eu cred că are... Nu era, nu intrai direct la Overwatch cu spin. Ba. Păi și eu ia probabil o fi intrat, îți dai seama, dar nu în cazul meu, dar... Oricum cu spin nu intri instant la Overwatch și și-a luat bătaie, bă, băi, hai să mai vedem încă... A, gata, mă, stați că s-a activat. S-a activat rădocule, s-a supărat, s-a... Păi de aia și intra la Overwatch, cred că dacă nu avea spin-ul, nu cred că intra la Overwatch. Ar fi ceva să mai dai un Overwatch, să-i dai de el alt gen. Mamă, cum ar fi cu el? Aceeași ar fi Caterinca. Ar fi Caterinca, rău de tot. Ia să vedem, mă, băieți, dacă le face ceva cu spin-ul. Nu mă uit numai pe radar acum, bă, băieți, cred că o să dau zoom pe radar, nu cred că are rost să... Să vă las toată imaginea cu să vă ia amețeala astăzi, nebun la cap. Hai că dau zoom pe radar dacă e. O să am eu chef de edit. Și eu am amețit. Eu mă uit numai pe radar, nu mă mai uit. Eu nu mă mai uit la... Am eu chef de edit. A, n-ai tu chef de edit, a? Lasă că îl puteai pune pe tine, Radule. Speră ăla. Băi, ești nebun, i-a dat tap. Ia avem două tapuri. Bine, vezi că are cod bun, are cod bun. Dar, din păcate, nu pe tura mea, bă, băieți. Poate el să aibă cod bun. Eu tot îi voi da report aici, 4 bife. A luat meciul. Una, două, trei. Băi, asta e suficient. La i-am dat 4 bife? Bă, nu, tot 3. Tot 3, bun, 3 bife, bă, băi, hai să vedem dacă găsim un meci de 4 bife. Pentru că până acum numai meciuri de 3 bife am găsit. Cu spin-but, cu alea. O să-i deschid aici și o cutie la Radu ca să-l fericim un pic. Un train collection de ăsta. Hai că-ți deschid dacă e ceva aici nebun la cap. Lasă-le, bă, alea. Te cam pișa pe ea de operațiune cu aia, nu prea. Mama, n-a făcut nimic Radu-a meu din operațiune. 4 week-uri, următorul week e bun. Următorul week e bun. Da, păi ei fac 25 să-mi iau caracterul ăla, dar n-am făcut nimic din ea, trebuie să lucru. Am înțeles, eu am deja toate week-urile terminate, acum trebuie să mă apuc de week 4. Bă, fraților, hai să așteptăm și următorul caz de Overwatch să vedem dacă dăm de ceva codați interesanți care încearcă și ei să ascundă codul, poate, deși nu cred că mai încearcă nimeni în 2021, dar hai să vedem. Bă, băieți, din păcate am fost abandonați de Radu 4K, nu știu ce naiba face, doar m-a lăsat aici să dețin puterea pe contul lui. Așa că vom face încă un Overwatch, bă, băieți, să vedem dacă dăm decodat sau nu. Din păcate, Radu 4K nu este aici, cred că l-a luat care e efectiv în mijlocul episodului și nu mi-a zis absolut nimic. Eu am început să mă uit la Eurovision, la episodul ăla cu TJ Miles, like, you know, Burberry. Mamă, cât de ratat, de ce mi-intre orice trend ăsta de rahat în minte, habar n-am, dar... Hai să vedem, bă, mamă, și era și acasă la el, bă, dacă nu vine acum e cel mai mare ratat. Era acasă la Radu 4K, băieți, pe Mirage Overwatch ăsta, băi, ce țeapă, dar cred că are mare spin ăsta, după cum s-a auzit. Ba nu, n-are spin, dar numai o secundă să fac aici un Burberry setare, că nu se poate, că-l interp 1, sau cum era, interlopate 1, de fapt, gata, mă, băieți, s-a rezolvat problema, merge bine Overwatch-ul. Și, ca de obicei, e un codat, vai de capul meu, bă, băieți, dar eu nu înțeleg, eu efectiv când mă joc pe Prime nu dau de niciun codat și când... intru la Overwatch, dau numai decodați. Meciurile astea ori sunt la non-prime. O să vedem zilele astea, bă, băieți, pentru că am făcut rost de Getrect, dar trebuie să fac rost și de un cont pe care pot să injectez Getrect, pentru că nu o să injectez pe contul lui Radu 4K Getrect-ul ca să fac Overwatch Revealer. Dar putem să facem cu Overwatch Revealer ca să vedem dacă e prime, dacă nu e prime meciul, să vedem și profilul jucătorului pe care îl spectatăm, să zic așa, la care trebuie să-i dăm verdictul, pentru că nu înțeleg nimic, mă, băieți, eu dacă joc la Prime pe contul meu main, nu dau de niciun codat. Acum aici e plin de codat, nu pot să înțeleg, efectiv. Nici nu cred că are rost, aștept să trag în 2-3 persoane să văd dacă are și aim, că Bunny Hub sigur are. Aparent se și oprește să se înjure cu ei. A, n-are mă, băieți, a antrenat de Jaxi. Deci nu pot să înțeleg, ce se întâmplă. Aia stau afeca, cred că s-au dat bătuți, băieți, când au văzut că-i Braychecker, puii mei, ce să mai, mamă, și i-a dat și miss codul. Adică nu i-a dat miss, dar să-mi bat picioarele, e rip treaba. Hai să-i dă și la asta
trei bife, n-am ce să fac, bă, băieți. Îi facem aici XP la Overwatch, la Radu. Ce să zic, mă, băieți, ce să zic? Deci spuneți-mi și mie, bă, băieți, dacă știți și voi cum stă situația aici, pentru că efectiv eu la Prime nu dau de niciun codat și pe Overwatch e plin de codat. Spuneți-mi și voi ce părere aveți de chestia asta. Și hai să trecem la următorul și ultimul Overwatch, cred că, pentru acest episod și sperăm să nu mai fie un codat sau măcar să fie unul care încearcă să ascundă codul, ca să am și eu aici o mică bătaie de cap, ca așa dacă dau numai de semi rager sau rage, că n-am ce să. Știți ce zic? Oricine, orice prost poate să-și dea seama că băiatul are cod sau nu. Hai să trecem, bă, băieți, la următorul Overwatch. Bankrupt, man, bă, băieți, a revenit Radu 4K și suntem cu ultimul Overwatch care sperăm să fie unul reușit. Auziți aici, bă, băieți? Wow, wow, poți să devii bankrupt, poți să pierzi tot. N-ai auzit? N-ai auzit, mă? Bă, da. Am pus aia cu poți să devii bankrupt, poți să pierzi totul. Băi, să mor, deci până nu mi-a zis Radu 4K că omul ăla zicea bankrupt acolo. Mamă, am luat acceptul. Am luat accentul. L-am furat, am zis din greșeală bankrupt. Avem pe Daz 2. Băi, și nu ți-am spus. Știi că Overwatch-ul ăla în care ai fost tu plecat a fost acasă la tine pe Mirage, manule? Păi nu se poate, mă. Cred că și ăsta are mare cod, deși eu o să stau spec pe el. Mamă, ce tactici are, s-a dus, s-a demenit pe Inamis spre mid, după s-a dus pe CT, după stă aici la ușă. Bă, ăsta s-ar putea să fie primul codat care n-are cod, adică primul... Da, ăsta e frică să cecuiască mid-ul, că nu e mare perete pe T-spawn. Bă, nu știu ce să zic, ori nu are cod, ori, nu știu, face are ceva tactică. Bă, ești nebun? Bă, ești nebun. A ținut ținta perfect și când a ieșit inamicul. Bă, ești nebun, vezi că s-ar putea să nu aibă cod, manule. S-ar putea primul codat fără cod. Primul codat fără cod. A, că n-are cod. Ia, uite acolo acoperirea. A, ba nu, mă, bă, vezi că nu, cred că are cod ăsta, mă. Hai, bă, băieți, că avem un Overwatch mai lung în care mai trebuie să ne dăm seama. Mai este prima rândă. Da, da, trebuie. Acum cred că își face setările la cod. Gata, face setările la cod, manilor. Ia să vedem. Bă, deci dacă n-are cod. Ok, s-a învârtit un pic acolo. Să te las tare retard mental. Mamă, ce face? Da, dar nu, oricum, nu care retard mental, dar se vede că are retard mental după cum joacă acum. Deci dacă are cod, chiar că e retardat. Dacă n-are cod, îl înțeleg, o fi un silver. Hai că n-are cod. Adam are prefer acolo. Promit. Adam are FFM. Mamă, cât de prost e. O, da, are mare wall hack, bă, băiatul, uite ce bani am, gata, s-a dat de gol. A devenit bankrupt. A pierdut tot. Vreau să facă și un griffing, fă-i și un griffing, aia zic, tati, patru bife, cum îi place la oameni. Hai mă că e bine, 4 bife, ești nebun. Hai să vedem dacă mai face... Uai, ce linie am crezut că dă. Ce-am crezut că dă linia acum, să-mi bag picioarele. Lasă care aici... Da, are doar ăla aparent, adică aim nu văd să aibă, deși mi se pare ciudat. Sau poate are un aim smooth, adică 100% are aim smooth, pentru că n-are cum, sau nu are aim-ul activat, pentru că nu mai există, cred că în 2021 codul care să aibă doar ăla. Deci oricum nu cred că mai există coduri. Oricum, BunnyHop am văzut că face, wallhack are, ăsta griffing a făcut, ai și un pic de aim, să-i dăm 4 bife, băieți. Că dacă n-are aim, nu pot să-i dau, sau să-i dau și așa 4 bife, că oricum e mare codat, ești nebun. Dă-i 4 bife, n-are vezi rost că și ăla de la ei, și ăla de la ei, și Frog ăla cred că are mare cod, bă. Și Frog ăla, stai, gata. Ce a dat-o la Delta. S-a supărat. Gata. Bă, ăsta e cel mai legit codat pe care l-am văzut până acum, ești nebun. Efectiv, nu are nicio treabă să joace, joacă efectiv, nu pot să înțeleg ce face. Uite, coaie, ratează cu codul, coaie, băi, nu se poate, bă. A, dat încă un cap, ăsta e cel mai legit codat, Radule, să mor, din ultima perioadă. Fine, și acum, mamă, și Zebra ăla are mare cod, cred că. Da, hai că are, dacă e. Cel mai legit codat, bă, băieți, să-mi bat picioarele, deci nu se poate. Nu, bă, efectiv, ia n-are, să vedem Frog, n-are ăla nicio treabă, bine. ăla Frog, da. Hai că juca bine, dacă e care mare cod, Frog ăla. Na bine, am zis eu așa. Fine, ce capușor. Eu cred că și-a cap suspectul nostru în ronda asta, nu știu de ce am impresia. Cred că o să-și ia mare cap suspect. Păi ce speriat e. E speriat rău de tot. Cred că are mare cod, Frog ăla, ia să vedem, îi dă tap. Sau nu Frog? Delta cred că avea mă cod, bă, Radule. Cred că Delta avea cod. Ca la matematică. Mamă, ce i-a dat-o de suspect al nostru. Be careful, man. Bine. Deci poți să devii bankrupt, poți să... Mamă, dar ce tot. Picuri face. S-a dus, a făcut pic de la făcut de toți banii, ești nebun la cap. A pierdut tot acolo. A devenit bankrupt acolo, ești nebun la cap. Da, băi, a avut nicio treabă. No, mai gata. Pentru că încearcă nou scopuri pe ușa de pe mid, ești nebun la cap. El și Kenny este ce mai fac de astea. Da.
Ia, mamă, deci ce nervi îmi face copilul ăsta, că uite, nici nu... Uite, are skin. Nu e al lui, cred că i-a dat drop careva, nu cred că are skin. Că oricum l-a overat, nu scrie. Posibil. What the fuck? Ce s-a întâmplat? Bă, băieți, din păcate mi-a luat foc placa video și a trebuit să dăm un mic restart la calculator, dar asta nu este nicio problemă, bă, băieți, pentru că am terminat Overwatch-ul și, practic, din ce am văzut eu acolo, aim nu avea, deci o să-i dăm insuficient, deși nu cred că există cod în 2021 care să aibă Overwatch să n-aibă aim, dar noi nu am văzut nicio formă de aim, deci o să-i dăm insuficient. Vision avea, Order avea pentru că... făcea banii și chestii de genul. Și Griffin nu a făcut, bă, băi, dăm sub mic verdict. Sper că a făcut Griffin. Ce? Ce Griffin a făcut? Baie. Baie, ce Griffin a făcut? Îl omorât pe lui de la spate atunci, nu mai știu. Da, coaie, mamă, ce overwatch rapid. Băi, coaie, am uitat. Bă, gamea, două bife din patru, bă. O scăpa cu Griffin, bă, băieți. Fraților, sper că v-a plăcut acest episod. Nu uitați să dați acolo un like, să facem 1000 de like-uri, dați neapărat un subscribe mie și lui Radu, follow pe TikTok, aveți TikTok-urile noastre acolo în descriere. Zici tu ceva, Radule, așa ca de încheiere. Ceva. Nu mai ai voie să zici nimic. La revedere, băieți.